euroasiatică. Domnule Chirtoacă, nu vă spărați, dar asemenea mesaje, justiție echitabilă, corupție combătută, auzim tot din anul 2009. Suntem în 2016. Integrarea europeană oricui a luat 10-15 ani. Atât ne va lua și nouă dacă vom merge pe această cale. Deocamdată noi suntem opriți din acest drum de un an, de doi de zile. Din cauza cui? Din cauza instabilității guvernamentale, în primul rând. Și această instabilitate guvernamentală, cine a generat-o? Tot aceia care fac parte din guvernare.